protest îndreptățit a celor de care vedeți aici salariații de la locativă. Un protest îndreptățit, știți ce s-a întâmplat în postul Paștelui, în postul Crăciunului, când s-a anunțat dizolvarea, că își dorește domnul Cosmin Andrei dizolvarea locativei. Ne-am pus problema ce se întâmplă cu acești oameni, cu familiilor, de unde vor mai câștiga bani. Atunci a fost o promisiune neonorată până acum, că pentru toți se va găsi un loc de muncă, lucru care nu s-a întâmplat. Au mai sărit și niște ajutoare atunci, atât domnul Tănase de la Urban Serv a spus că va oferi locuri de muncă, până și domnul Marius Rogojinț, că oferea locuri de păpușari, sau de ce oferit el pe la Teatrul Vasilache, lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Suntem în postul Paștelui și mai mult decât atâta, domnul Cosmin Andrei, văd că o ține așa, vrea cu orice preț să desființeze locativa. De fapt, este clar o problemă politică. Dumnealui are o problemă cu mine personal, nu cu acești oameni. Pentru că tot ce s-a invocat atunci când s-a luat hotărârea, știți cum s-a luat, cu un vot de 12 la 11, totul a fost absolut inventat. Mai mult decât atât, locativa a încheiat anul în profit, anul 2023, și toate lunile astea este în profit. Vă spun că este doar o răzbunare politică și n-ar trebui să aibă nimic cu copilașii care sunt la grădiniță, cu cei de la școală, cu cei de la facultate și cu acești oameni care rămân efectiv fără serviciu. Luni, săptămâna trecută a fost în mod special la București să vorbească la Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru că noi aveam un termen pe data de 19 aprilie, noi suntem de-abia în 16, aveam un termen de la Registrul Comerțului și vă spun că a făcut trafic de influență acolo și un abuz. În momentul în care s-a prezentat acolo, cei de aici de la Registrul Comerțului la Botoșani au fost obligați să dea o decizie pe care au dat-o în cursul zilei de ieri cu dizolvarea locativă. Este un abuz și mai ales că s-a dus la București, vezi, Doamne, ca să mai iau un premiu pe acel proiect Eminescu, o cultură, o rută, care este 100% proiectul făcut de mine. Bunul simț i-ar fi spus, ar fi fost măcar să mă anunțe, un proiect la care el nici n-a participat la închiderea proiectului. Atât de mult îl interesează lucrul ăsta. Dar dacă procedează așa, vă spun că este un pericol public acest om. Mai sunt câteva luni cât va sta în funcție, pentru că alegerile le pierd în iunie. Dar în alea 3 luni cât va sta până în octombrie, dacă procedează așa, nu va fi bine pentru oraș. Este negru în cerul gurii din punctul meu de vedere. Dacă are ceva cu mine să spună, eu atunci am spus clar, domnule, dacă ai ceva cu mine, eu renunț la funcția de director la locativa, numai că lasă-i pe oamenii ăștia în pace. Lucru care nu s-a întâmplat. Ce vin au oamenii ăștia care rămân fără servici și cum putem să-l catalogăm pe acest om care în momentul în care face angajări la primărie, știți cu toții cum le face. Haideți să ne amintim, pentru că este și un dosar penal deschis, el nu scapă de acest dosar. Hai să ne gândim cum au angajat-o pe fata aia la taxe și impozite locale. Putea să angajeze, avem economiști aici, sunt oameni foarte buni. Putea să ia pe cineva de la locativa și toate angajările care le-a făcut în perioada asta e doar prieteni de-ai lui, prietenii prietenilor lui sau ce-or fi rude în familie. Dacă vroia într-adevăr să ajute pe oamenii ăștia de aici din spate, făcea lucrul ăsta. Nu a făcut și atunci colegii au hotărât să vină să-l întrebe, domnule, ne-ai promis locuri de muncă. Și intuiesc că nu vor pleca de aici și vor veni în fiecare zi până li se va rezolva problema la fiecare în parte sau va renunța la acea hotărâre de sfințare a locativii, care este din toate punctele de vedere o hotărâre care va crea mari, deja creează mari prejudicii bugetului Consiliului Local. Dar procedural nu se mai poate renunța? Da, noi suntem, asta nu v-am spus, suntem în proces, am avut primul termen, hotărârea, termenul a fost amânat pe data de 24, va fi hotărârea Tribunalului Botoșani, vom vedea ce a fost amânată hotărârea.
Vom vedea ce vom primi pe data de 24 aprilie. Normal că indiferent ce va spune Tribunalul Botoșan, cineva tot va fi nemulțumit și vom ajunge la Curtea de Apel la Suceava. Vom veni în fiecare zi până când cineva o să ne asculte și pe noi. Era fost primul termen, nu? Sau ultimul din termen?